Salutare și bine v-am regăsit. După cum bine auziți, avem un zgomot la această superbă Skoda Octavia 3. Haideți să vedem. Avem o cutie de SG 6 trepte, la care, din păcate, a început să bată volanta. Sper că s-aude destul de clar. Avem și o pierdere de ulei de motor, care vine de undeva din zona simerigului de la distribuție. E plin de ulei pe aici. Am uitat. Dar mașina a venit la noi pentru a remedia acest problem. Pentru început este necesar să demontăm filtrul de aer, bateria, suportul de baterie, cablul selectorului de trepte, electromotor, după care vom trece la partea de jos. La partea de jos avem planetare, trebuie să le desprindem de pe cutie, să le desfacem. Suportul antibalans, iar apoi neapărat trebuie desfăcut suportul cutiei de viteze, cel de aici de pe lânjiron, și vom da cutia jos. După cum observați, avem și rubul de la electromotor. Va trebui să deconectăm cele două furtune de la termoflot. Aici avem cablul selectorului de trepte, are două șuruburi aici și o siguranță în partea aceasta, și va trebui deconectată și mufa mecatronicului și trasă într-o parte. Cam așa. După care ne mutăm la partea de dedesubt. Bun, avem de demontat această porătoare de planetară, de burduf de planetară, după care vom desface cele 6 șuruburi de la planetară și pe stânga și pe dreapta. Avem acest șurub ce prinde cutia de motor. La partea de sus, acele două șuruburi cu M10 pentru cablul selectorului trebuie desfăcute. Aici în față avem această bridă care ține cablajul electric al mașinii. Trebuie desfăcute, la fel două piulițe, pe care vom suspenda motorul și vom demonta cutia de viteze. Mare atenție, schimbați și acest rulment de centrare a prizei de ambreiaj, pentru că el vine închit, de aceea trebuie înlocuit. Am montat și volanta cea nouă, neapărat înlocuiesc cele 6 șuruburi strânse la dinamometrică și aici de 90 de grade. După care vom
pune cutia, așa arată cutia. Curățam un pic și o vom pune la loc, după care vom ieși și cu mașina în probă pentru a ne asigura că totul este în regulă. Da, Skoda este gata. Tocmai ce a venit Răzvan, prietenul meu, de a luat-o. Din păcate am uitat să mai filmez și finalul. A plecat, totul este în regulă. Tind să cred că este și mulțumit. Și am făcut treabă bună. Așadar, nu uitați să vă abonați. Like, share. Și ce să zic, ne vedem la următorul filmuleț. Vă salut, spor la treabă și toate cele bune!